Señor, nos esté traiendo, nos esté temprano, su pueblo se descansa. Amado cáncer, la voz, usted pasó a su bendita voz en grande. Doctor, le pido a todos los que nos están viendo, que nos quita cáncer, a usted. Señor, a usted, que usted, que usted, que usted, que usted, que usted, que usted, no diga tómelo, no le sacaste, no es mormor, no diga tómelo. Como yo allí, va a plano lo que me dé la boca, Señor. Entre noche de provecho en la caleta de esta ventana, que tú no me has estribado mucho la de esta noche, de que yo tengo mi victoria, 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 la trigo mi hasta la fe, la fe, la fe. Tú te sacopes de esta casa de mi gran inasdoni, y vos te apagas, me estribes de tomarro, va en plan de lucrare. Sa tutto il vostro esempio, se sempre un proprio desiderio che fosse dono ma vendete. Ma non donna, per esempio, a pieno, se non sarà tale di un promosso di adoro, se non c'è un moltrito, che dici sarà l'imprimento, ma forse in ultima fase, senza gli accanto. Sta già in prossimo, ma rogato un aiuto a dono, se prossimo, se lo dono, ma la patria del desiderio di posto, grazie a me, di trusso, non c'è un bel pesare, per me, ma era molto in massare, se c'è un custodio mio, che come ha piatto la donna. C'è un fare, che è un custodio mio, che è un marito, ma dormita, mi c'è dato. C'è un custodio che avendo fatto un certo, che sta di alto, di estremità di alto. Se, in posizione asta, c'è un vinto un uomo, con luce alba, c'è che ho trine, alba, dico, il fatto era, c'è un zara prins, și vorbesc, am zis, Doamne, este capa rămâi, este ca un zar aprins, să văd semnele la cuie, dar m-a întrebat ce vrei să stai femeie, nu vine la faptul meu. Și am zis, Doamne, ce vrei, dacă vrei să mergi să sorfani, lasă-i dubă în sărână, dacă nu vine, că mă, că tu poți, ieși să o dat puterea închisă pe pământul la om, nu mă mai duc, că știam că nu mai am stat la om. Și atunci, în palma asta, este o părită cu tria albă, că de primăluvia, s-au desfăcut, o colo cu degete, s-au desfăcut piciorul care mi-a întâmplat când îl am. Era tare infectat, nu puteam suporta, nici că m-așa din orice să până câteva. Părerea așa câta durere a Domnului, nu mai rezistam de bine. Ziceam că pe Domnul sunt dure să mă iei, să mă iei priză de pe durere. Și omul ăsta acolo s-a făcut așa cu carne. Am zis, Doamne, mai operat să nu mai plătești, eu cum mai pot plătești, dar nu avem atunci plătești, mă avem în gând să-mi fac dacă ești scăpat. Și zic, uite, cură proa este în zi de aici, să împătesc pe aceasta, este mare cine este la tuna, că nu sunt mai mare asta. Mama să ne gustă la haine, n-am știut dacă când vremea aceea s-a opus, am fost dat afară de casă, de ne-am făcut, o zi ne-am dus în chirină. Și nu era mult, era putem chiri. Dar, slavă Iisus. Și când am văzut ce curgea de acolo proiect, cu când așa am zis acela, mă ridic cu picioare lângă pasul jos, era linoleu, unde este ce am să curgă acolo. Și când m-a ridicat acolo între pas, în leang, în care am întâlnit copilul ăsta, nu chiar că nu am ieșit. Îl pe lângă n-am, în leangă cu criză, am văzut o colă de hârtie albă pusă în plătate leangă și mâinile se le-au venit și fost trasă în jos. Până așa, după cap, cu mâinile de trei ore tras, și-o curs acolo tot toată de la cancea. Tot o pleca mâinile se le-au de fără. O strâns hârtia să vă spun unde fapt mea, dar din ce pune scăcită. Doamne, mai operat, nu mai cupuri, mai pot purta plătezul. Iar o repetat omul și aceea, am vindecat femeia, dar din ce femeie scuțită. Ca strâng, că am făcut lucrarea asta, vei face lucrare cu fiecare asta, va găsi pe aceea ca în Dumnezeu. Cancerul s-a fost dus până în ceas, în tot organismul, la os. Dar te-am vindecat. Și cum e cancerul meu, m-am întrebat pe omul ăștia, și mi-a arătat atunci în vizită, și la cum e cancerul meu. Așa am stat ca am privit și am zis, Doamne, când se duște cancerul meu, dar Dumnezeu mă vindecat. În 2002, în 14, februarie mă vindecat Domnul de cancer. O să-i stăla de patru, dar pe care le recunoscută. Și la o lună de zile, cu Domnul de care a căzut, în care a zis, fata mea a căzut pe aparede, a fost mare acum. Și Domnul m-a îngăduit să fac că nu stiu cardiac, nu n-am astăzi.
este frumoasă. Domnul o scăpată de la moarte. Chiar de la moarte. Când am fost din apă, din doctorul a declarat o moarte. Și am zis, mie, nu am găsit la spital, că Domnul a zis că face lucrare cu spital, nu se va face ca să fie un Dumnezeu să de Dumnezeu. La 3 ore de rugăciune am văzut că mama ne mai trebuie mă doar și așa a vindecat Domnul pe Sfânta Medicină, nu știu zi, mă trebuie atunci. Și azi în viața lui Domnul Sfântul Gean, mă bucur de o slavă Domnului și mulțumim Domnului Tată și că ați ascultat pe copii de la școală de vreți în acolo de permis ce s-a întâmplat. Dar Domnul e mare, acum le avem tăție, mulțumim Domnului, mi-a dat mai mult decât în ceruri și mulțumesc că am ajuns și pe ei. Domnul să vă binecuvinteze. Și Domnul să vă dea putere de slujire să știi că va aduce de noi poporul mult. Va aduce de noi poporul. Pentru că atâta se mijlocește în zilea fratele zi și noapte în acest proces Hristos pentru lucrarea asta. Și am văzut că ai pus zeții de pe acasă zeți, sau rugeața lui Ilie, a ajuns rugăciune la Domnul. Și am văzut o cheie așa, se păstrează în mână, se deschide cerul. Și vine Domnul să face lucrarea, că atâta mijlocește pentru lucrarea din poporul ăsta. Și Domnul, așa cum ai cerut asta face, nu va rămâne în vedere. Că Domnul nu-ți lasă hulitor să-l cărită lucrarea. Mie nu mă lasă discuții cu el. Ce păgădești să faci? Și la medale când am văzut și știi din față și din dreapta, din stânga și din spate, care multe gropi cu săpat și câta să te alungi cu distrusul cu care fiecare va plăti prețul greu, orică vor înfărână și nu se vor întâlni cu Domnul. Să te bască pe un pe pe pământul ăsta și să te cu Domnul și dincolo să meri în iad, e dureros. Să vă să te Domnul și rămâne în jucă pop, că vă rămâne adorită. Și am văzut doi păstori să vă rămâne cu inima ta, să vă rămâne să te uniești și să vă rămâne și să facă lucrurile de mai multe. Domnul să vă slăviți să fie numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt în veci. Amin. Este o bucurie să fim împreună în seara aceasta și să fim împreună Tatăle, Aurel, Cotitorul Domnului, mă pregătesc și mă rog Domnului și acum mă rog ca și dumneavoastră să fiți parte cu mine în această lucrare pe misiune pentru Australia. Păi dacă am fost, cum cum am fost în România. Eu m-am întors din România, am fost acolo 4 luni cu bine într-o altă misiune evanghelică și la unul din serviciile care au fost acolo, am întâlnit cu familia lui Ionică Bulea, cu fratul Ionică și cu sora Victorica. La salvarea centenarului cultului pentecostal, care în ziua de 10 septembrie s-a ținut pe stadionul din Tolit. Domnul m-a binecuvântat în această lucrare de misiune, a permis o laudă, ce vă spun, este pentru slava Domnului. Eu am participat în 116 zile, atât a durat această misiune, am participat la 160 de ani din primul. Am găsit la 163, dar la 160 am și primul. Mulțumesc, Domnule, pentru asta. Înainte ca să plec în misiunea în România, am vizitat părți sau parte din numărul bisericilor de aici, între care este biserica dumneavoastră, și am văzut pe toate peste tot unde am fost să mă sprijinească în rugăciune. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să mă înțelegeți cât de mult prețuiesc rugăciunea celor care mi-a ajutat lucrarea. Am
como el caso de una economía que está habitada en no le parece a tu país. Cuando pasó a tener 10 años, a nivel de acá, no, a nivel de la región, pero está mucho más, pero está más acá que en relación a la situación, sí, mucho más, dos mil, a frutar de la ciudad de la ciudad. De tanto de tal vez uno para permitir que el acto de la vida no se encontrase lo que va a estar en este enorme acto. Es posible el lunes que vive accidente a la cosa, de tal que está de alguien, está de alguien, no, no va a partir de que tal vez hay un estudio de televisión a que nos va a encerrar por todo esto, o poner a lo que está en el futuro. Contaremos también el juicio a la educación. Sobre la victoria, no entiendo una boba, pero que si me acuerdo, no puedo hablar de eso, me viene a estar la familia Brindo en este momento. Todo esto es por todo, que la imposición evangelizar la libertad, con cuestión de la vida. La familia está usando la voluntad para este servísimo de abrazo, para que se haga la cola, para que se haga mucha sentida de que se manda la cola, sino la voluntad a sentir que se haga la cola, otro que está saliendo. Volte de operarse de los padres de la vida. Ma la volta un po' lo vuoi non è dare in tutta la seconda per lo ferito anche. Io dici una cosa. Si calma. Tra. Poi, per contare non c'è una riccia a non andare. Sta un attorno a un pezzo. Perché non è stato da come. Già stato però la vita di amore del Dono e Haide se ne dicono a pittare che si del pittore al greco che c'è con Cuvern Cuvento la tale mamma cristica e Doris per chi è un Cuvern di imbalbattare, di incoraggiare di cercare che si perdo noi perché si scrive in prima epistola di Padre che per quarantene in capitolo 6 trovete che ha versato il gusto di quella testa in 1 Corinthians, capitolo 3, versetto, che la versetto 1, versetto, la 3, versetto. Quindi un copil, vorbianca un copil, sinfianca un copil, gindianca un copil, che manca cus omare, am le padat sierra copilare. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip într-un acord. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în față, dar atunci voi cunoaște de plin. Așa cum am fost eu cunoscut pe de plin. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Tatăl nostru care este în ceruri, din veșnicie în veșnicie tu ești, nu este un altul afară de tine, înaintea ta mi-nchinam, la picioarele tale venim cu toată smerenia, sub gloriosul nume Domnului Iisus Hristos. Și prin Duhul Sfânt, Doamne, mulțumim ție! Îți mulțumim că ești mult lucrător! Îți mulțumim că te-am făcut inima și la rânduri! Îți mulțumim, Doamne, că înseară asta este aici cu noi! Cunoștem numele Tău și ne vizuim pe numele Tău! Binecuvântat să fie în veci vecilor! Uită de Jerusalem, foamea și setea din lăuntrul sufletului nostru. Suntem înfometați după tine, suntem însetați după tine, dorim bărtăția, Doamne, prin Duhul Tău cel
cu noi și în noi și Duhul Tău cel Sfânt să ducă, Doamne, în orice inimă bucurie și răsfătare. Te iubim, Doamne, te așteptăm, Doamne, te dorim, Doamne, și îți mulțumim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile. Apostolul Pavel zice, Apostolul Pavel vorbea în limbi. Și el vorbea mai mult decât toți corintenii în limbi. Dar zice Pavel, în biserică, mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și asta suntem atenți, da? Nu este vorba de faptul că ne rugăm. În biserică, când ne rugăm, trebuie să avem din cuvintarea Duhului și să ne rugăm. Să ne rugăm mai bine. Să ne rugăm așa cum ne dă Domnul și să nu împiedicăm această comuniune, această comunicare cu Dumnezeu. Apostolul Pavel se referă însă când scrie acest cuvânt bisericii din Corint, când este vorba de învățător. Zice Pavel, cum le faci vouă să vin la voi și să vă vorbesc fără ca cineva să mă înțelege? Este foarte importantă vorbirea în limbi. Ea are un dușman mortal, diavolul. Eu îndrăznesc să spun asta în lumina Cuvântului Dumnezeu, că diavolul este împotriva vorbirii în altă limbă, în limbi, în limba Duhului, pentru că el nu înțelege asta. Un bazar pe ceea ce spune Apostolul Pavel, tot aici, în 1 Corinteni, în capitolul 2, că lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile Duhului, gândurile lui Dumnezeu, nu sunt cunoscute decât de Duhul lui Dumnezeu și cel căruia avea Duhul să le descopere. Și spune că ele nici nu pot fi înțelese de omul firesc, căci trebuie judecate duhovnicesc. Acum vă întreb pe dumneavoastră, Satana este duhovnicesc? Nu este! Deci, de aceea el este și împotriva la asta. Deci, frate, sărori, să nu oprim vorbirea de limbi, să ne rugăm, pentru că cel care se roagă în limbi, se face să zidește pe sine însuși. Slăvit să fie Domnul! Am citit acest final al capitolului 13, care este, de fapt, poemul dragostei scris sub inspirația pe care i-a dat-o Duhul Sfânt prin Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 13. Am citit doar finalul. Finalul este legat de istoria vieții noastre. Când eram copil, acum și abordează și problema care trebuie de la ce care merge înainte. Și zic raportul la lui. Acum, dar, rămân veșnicii. Trei. Rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și se încheie citatul nostru, dintre care dragoste este cea mai mare. În seara aceasta, în ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, nu că n-am mai vorbit, dar pentru prima dată, aici la dumneavoastră, împărtășesc aceste gânduri care nu le-am mai împărtășit în această formă niciodată când am început să se dau asta pentru aducerea aminte și un titlu pentru meditația noastră de seară, și anume, vă rog să urmăriți.
credibile, che tratta se così, credita, cosa? Punto, punto, preciso a ciascuno, credita, cosa? A questa, non di essere credita. Questa credita, non è intuita, credita, pare che nasca, quanto sia, questa nasca, come nulla, potremmo dire, credita, carezzano, ma tutta. Ma questo, credita, troppo una cosa grande. Adesso sapete, carezzano, a questo indietro, fare cari, credita, non è per credita. Che si è sempre fatto? Una volta credi che sia stato il microfono. Credo che ora la questa ora si va, ma questo diciamo che è però non è come tutto. Ha predicato questa chiesa, ha predicato questa chiesa, ha pensato in questa parte qui. Anche se questa ragione, c'era una scrittura, un legatore, con accesso di lucro da rettine basta. Credibilità, fare la scelta dell'altro non è stata credibilità. Per cui, credibilità pare non essere generata, nascuta, per il convento di Dometeo, per il convento di Dometeo, non è credibilità. E ha fatto nascere, si credibilità anche lei, fatto essere quattro orce autonome, Bagliare, non è stato credito, che con la fine in cardinale, espressa per credito, comunque per credito, sempre credito, in un mese, credito, non ti ripare. Ci sia di un Romani, capitolo 7. Già da tutto parte, se ci sono le sette parti, molti vanti, ma credito, per cosento il rego mese, una lettera ha preso che hanno detto va surrogato che non fu tragedia a 64 a quel servitore un pastore da 80 anni ha preso tutto allora non credenza non si ripare credenza Calvino primo contro il mezzo Romani capitolo 7 versetto 4 questo ma come è chiamato a quella pensare non credo. Quando credo è una parola del precedente, di quando ho udito quello che era proprio dito, di quando ho creato qui, dato mi sono primo, dopo come un testo, che dopo un anno è semplicare le sue volte le stesse alle sue volte le stesse evangelia. Ma non per aspettare le evangelia, che si fa la vita grande, fino a questo, che può vedere a nostro, cioè, che cosa fa per questo? Anche credita vino e l'urma a lui, la regia vino trinco vento in lui Cristo. Credita fare cosento il sangue Cristo. Non è stata credita. Amen. Non è altre Bibbia. Non c'è che Bibbia. Signor Donna, donna il Senato, senza leggere cosento il Bibbia. Dove? Credita fare non è stato credito. Il film, un capitolo di una città finale, un capitolo lì, un po' di tempo, capitolo 3, presente, versetto 2. Far da casa da fare un po' di più. Ci ha curato tutto il tenere, tutto il finito. Far da casa da tutto il credito.
așa încât să ne cunoști și nu să ne dragoste, nu sunt nimic. Credința, credința Scripturii, credința Mântuitoare, credința care ne lungă de Dumnezeu, este credința care are această cale a dragostei. Credința a dragostei, nu este credința. Nu? Se lucruri aici. Dar dacă așa la două prorocii, dar dacă se numește toată stângele, cu toată știința, dar dacă așa la toată credința, știți că asta este credință ce scrie aici, diferită de credința de care vorbim noi. Pentru că se continuă versetul 2 și spune nu avea dragoste. Deci, avea un lucru care trebuie să confirme credința noastră este dragostea. Să citim și în Galateni, capitolul 6, versetul 6, unde apostolul Pavel ne spune același lucru. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui, zice lui să învață. După însă la Dumnezeu, versetul, capitolul 5, versetul 6. Că în tot cuvânt, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vreun preț. Și credința care lucrează prin dragoste. Slăvit să fie Dumnezeu. Și al doilea lucru, fără care credința nu este credință, este dragoste. Al doilea lucru, fără care credința nu este credință, este Evanghelia. Evanghelia. Nu au să zic că sunt oameni în lumea asta care interpretează roluri mai bine decât noi, sunt mai desăvârșiți în a prezenta un rol, în a ține o conferință, o comentare, mai pricepuți decât noi. Dar ei reprezintă Evanghelia. Apostolul Pavel spune, în capitolul, în 1 Corinteni, capitolul 15, nu fac un lucru fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas în care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. Credința fără Evanghelie este degeaba. Credința fără Evanghelie este degeaba. Patru. În al patrulea lucru, fără care credința nu este credință, sunt, acum spune, o să ridice puțină împotrivire. Sunt faptele. Credința, fără fapte, zice Iacov, este moartă. Să citim. Ne poate ajuta ceva un lucru mort? Pentru mine, astăzi sunt, da, nu l-au plătit de scoasa, ca să am o lună, o săptămână și 5 zile de când am plecat soția. Și când am plecat, deci când am fost de la biserică, am plecat o lung până merg la Mindu Băstun, mama din drum, că sunt foarte aproape și de ce. Și mă duc acolo, mă uit pe stânga, în dreapta, să cred că o rugăciune, nu am avut acolo. Nu mă duc să plec, Doamne. Și mă absolu, nu am avut acolo, pentru că este moarte, aplicat, în lumea noastră. Deci, Iacov zice, citim în 2, capitolul 2, versetul 17. Tot așa, și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Sau versetul 20. Vrei dar să înțelegi, omul să pătiți, că credința fără fapte este zadarnică.
e se volta fa una volta, no? Dopo concretita quella evangelia tornerà così e se va a manca con al quattro e al lucro quella che ha credita non è per credita con quella ma se tu dici frate io ti faccio una tutto per sicura no, no ma il sistema di prima credita si tende che sempre non credita a cui ci avevo fatto sua vita sia donna lo faccio sia donna se donna di questa e lo fa parte di un'altra prima un esempio poi invece presenta in scrittura donna di questo scrittore la tempo un fatto di sei la volontà è solo di un piccolo il bovettino sono mai impressionante la volontà se non vedo da che fa la volontà voi guardate da dentro era tutto il tempo era tutto il tempo che si era di chiama tutto credinta che se cattavo di tempo di minima che si spede per si sacrifica e di vero tutto faccio che c'è un caro stavo sempre che un altro tempo fa per un po' di tutto con un mezzo stanno dalla città del balasso sempre di un balasso come da balasso tutto del balasso tutto il suo mio ma sono di predizzata e cari quattro la lucro cari da che di stesso credita mentre che di stesso non si altere sempre adesso si dice di 2 Petro capitolo 1 della sinistra a morte, della ricerca. Del Petro, capitolo 20, della ricerca 15. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, voltate sul vincere e capolito, con credita vostra, fatta, con credita fatta, e credita da, lo caso, con fatta, se vi potete. Allora, la chiesa è un lucro per la che gli stesse credita non di essere credita di essere potere di milizio potere di milizio ci sei? Di Matteo Corinto in capitolo 2 versetto 15 penso che la credita vostra se si è terminata non per intellettina l'animo c'è che tutela l'unico mistero. Credita nostra sta sempre negata non per il Palestina e la Nesca, ma per potere l'unico mistero. E credita per potere l'unico mistero, credita per il mistero aspettato, per il mistero legato, per il nostro. E credita per potere l'unico mistero, non per credita. Certo. Ma in caso la ragione, credita, credie, se si è impartita, si è tutto il tempo. E non più con il capitolo 12, se c'è la secolo 9, questa volta è il caso di essere valide dopo il tempo. Come altria, credita, prima anche la sua, altra dare come dirlo, prima anche la sua, e credita che la ragione sia una gran prima questo. Non è la seconda cosa, come ha posto il padre, lo ha detto di questo romano, si ne provocasse, si provocasse, dopo maggiore credita, sulla vita sia prima. Dopo il quinto, da che gli stesse, da che gli stesse dopo credita, non gli è credita. Questo qui di un calato in caso sulle vittorie, è stato un pacco, per esempio, per esempio la testa,
pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste noi în Hristos Iisus, asta prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Deci, credința fără Duh, dacă din credință lipsește Duhul, credința nu este credință. Și am ajuns la numărul 7, și anume, credința fără închinare nu este credință, ci prima referință biblică, în sensul acesta. Și iată, vorbește și spune, și dragi și cred. Adică, trebuie să înțelegem, credința fără acesta lucru nu este credință. Și dragi și cred, și pentru ne uităm în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9. Să citesc întâlnirea dintre un om care s-a născut om. A fost vindecat de Domnul Iisus și Dumnezeu a cunoscut pe Domnul Iisus. Fariseii l-au cercetat, a ajuns o dispută între el și farisei, și omul ăsta avea chiar înțelepciune și pricepere. Și a putut și să lupte cu ei, să se confrunte cu ei. Și după ce l-a întrebat o dată și a spus tot procesul de vindecare, și o zisiune, cum a fost vindecat, cum s-a căpătat de voia, l-a luat și pe cu interviu, de la început și a spus, cum a spus, și să nu te mai fie, nu cum să vă fie, nu cum să vă fie, nu cum să vă fie, nu cum versetul 13, Ioan, capitolul 9, versetul 35, da? Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, tu te mai crezi. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine i-a dat vederea? Domnul Iisus! Sunt un lucru cu Domnul Iisus, dacă l-a răsut lui Iisus. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este Domnul să cred în El? Doamne, cât bine ne-ai făcut nouă! Fratele Aurel a adus o mărturisire în seara asta aici, că când era în România, Dumnezeu l-a vorbit, a trebuit a văzut tabula aceea, pisura aceea, porțile albastre sau rău, a spus în a șaptelea rând, credința fără, ce urmează acum, nu este credința. Crede în El, zis El, și s-a închinat. S-a vrut să fie numele Domnului. Așadar, credința fără cuvântului Dumnezeu. Credința fără dreptății, credința fără Evanghelie, credința fără fapte, credința fără cuvântului Dumnezeu. Credința fără închinare
spuneți dumneavoastră, nu este, nu este credință. Și acum, ce permisiunea asta, pentru că am ajuns aici, prin harul Domnului, să ne închinăm la Hristos. Să schimbăm credința noastră în această închinare în care venim înaintea Domnului. Vă invit să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului cu toți împreună, într-adevăr, nu prin închinare, într-adevărată strigare de închinare înaintea Domnului. Amin, amin, amin. Amin.